Stați acolo, nebunilor. Păi, da. Vino, mamă, să mă vezi cum fac peștele grămezi. Gata, domne, gata, primăvară, soare frumos. Renaște natura, bă, renaște. Ar fi renăscut și aici unde sunt eu acum, da. Doamne, cât vedeai cu ochii, aici era pădure înainte, da. Pădure frumoasă, domne. Faci, tăticu, faci de zeci de ani. Bă, băiatule, când au intrat ăștia în ei, fitofagii ăștia de oameni, ca în reclamele alea la aparatele de rasă a fost. Pădurea, de la pământ au luat-o tati, a rămas pământul fin ca un poponez de bebeluși, ca un obraz de parlamentar. Și că s-a retrocedat pădurea, da, s-a vândut după aia la o firmă să facă mobilă, mă rog, nu știu dacă au făcut ceva, nu cred. Cert e că l-au prins pe unul anul trecut cu o căruță de lemne, am auzit că săptămâna trecută l-au și condamnat. 25 de ani, crime împotriva naturii, genocid de copaci, da, ceva de genul ăsta. L-au priponit bine. Mă rog, mai vedeai, mă, un iepure, mai apărea o căprioară în zare. Nu mai e nimic acum. A apărut mai devreme un șoarece de câmp, era dezorientat, speriat. I-am aruncat o bucată de pâine. Ia, mă, săracule, maică n-a zis să rumâna. L-aș fi luat acasă, dar are nevastă mea 5 pisici, ce să... Pe de altă parte, bă, pădurea, știi cum e, aduce răcoare, te mai trage la șale, știi cum stau eu cu spatele gol pe balta aici, nu? E că te mai apleci, mă, după un viermuș, după o pătrățică de mămăligă, imediat te ia. Pădurea trage, pădurea trage, peștele nu prea pune botul, da, dar pădurea ține rece, e ca Grecia. Da, e frumos, domne, e frumos aici, stai așa... Tu cu gândurile tale, în liniștea asta. Mă rog, e bâzâitul ăsta continuu de la microhidrocentrala asta, da. Păi au făcut aici o minunăție de asta. Au băgat-o râu prin tuburi. Și zumzetul, bă, băiatule, ce înseamnă tehnologia asta? Bă, tremură pământul, știi, vibrează. Asta da dezvoltare, asta da. Nevastă mea zice, mă, vezi, dracu, să nu te iradieze, să nu te afecteze cu ceva. Ce ai, mă, femeie, pe mine? Na, femeie, fricoasă. Bărbatul, în schimb, vânător, pescar, înfruntă primejdile, da. Mi-am băgat niște vată în urechi, ce, aproape că nu se mai aude deloc zumzetul ăsta. Păi, da. Cred că de-aia nici nu pune botul, că... Apă e, știi, mai picură, mai, da, se mai fac băltoace, dar să fim serioși, bă, treabă românească, nu se îmbină tuburile alea, știi, și mai investiție ca la noi. Dar e bine, bă, e bine, să mai rămână și pentru oameni, domne, să fie și pentru popor, că nu trebuie să fii, bă, nici hapsân, să iei pește la 10 kg. Mic, mă, așa de gust, mă, să-ți faci pofta, vorba aia. Era unul ieri mai încolo, ce, domne, a luat unul frumos de tot la vreo... 25 de grame, așa, o frumusețe. L-am pozat cu captura. Mă rog, nu prea se vedea în poză peștele, dar frumos, frumos. Altul zicea că nici n-ar fi pește, căci că e un fel de vierme de ăsta de conductă. Naiba știe, na. Da, mă, stai cu sculele ca în cadă. Da, e frumos, mă, e liniște, e plăcut. Mai trec copiii, da, sunt copiii ăștia care pleacă de la școală. E o școală la 20 de kilometri mai încolo și vin copiii spre casă. Da, e un sat mai încolo, să-i vezi micuții, cum sar ei peste conductele astea. Bă, băiatule, generațiile astea au picioare de fier, nu glumă. Cu ghiozdan de 20 de kg în spinare. Hop, acii vezi cum se înalță și sar. A, că-și mai rupe vreunul cât un picior? Na, copii, ce să, așa e când ești mic. Plus că e bucuria lor, mă, să stea acasă, că după o lună de spital mai stau și vreo 2 luni acasă. Și acum că s-a încălzit, mai ies și țăranii pe câmp, da. E ca o sărbătoare, domne. Să-i vezi cum umblă în 4 labe și scormonesc în pământ, știi? Da, că mai rămân din anul precedent niște cartofi, niște rădăcini de-astea. Ce chiuiel s-au auzit ieri, bă, ieri din sat, pa, au prins o cârtiță, ba, frumos de tot. Au pus proțapul în mijlocul satului. Au dat drumul la horă, exact ca pe timpuri, bă, ca pe timpuri când se făcea România Mare. În îmbrăcați în costume populare de-astea, știi? Care cu training de la bun de mol, care cu salopete de pe unde a muncit taxul. O splendoare a fost. Mi-am amintit, mă, de țară, de bunici, mi-au dat lacrimile. Ah, și să-i vezi că sunt de civilizați totuși. Bă, țăranii au, mă, bun simț, au păstrat fibra asta profundă a neamului. Să-i vezi cât de disciplinați stau la gard acolo. E un gard mai încolo al unui politician de ăsta local, un baronaș. Să-i vezi pe țărani cum stau la gard așa, sâmbăta, duminica, după biserică, și așteaptă să le arunce politicianul ceva de mâncare. Bă, nu tu îmbrâncel, nu tu țipete, nimic, mă, nimic, nimic, disciplină frumos. Hai, mă, hai, mă, tăticule, mă, hai odată, ce să stai, că vine acum, mai e un pic, mai e un pic și vine. Vine imediat. Bună ziua! Aoleu, mă, tată, mă, ce mai speria, mă, bună ziua, ce s-a întâmplat? Actele, vă rog? Așa. Vă trebuie permis special de pescuit aici. Aprobare de la mediu, de la SRI, e de siguranță națională aici. Serios? Da. Dar eu nu pescuiesc, domnule. Cum, domnule, nu pescuiești? Nu dai cu undița în băltoaca aia? Ce, undița asta? Da, da, undița asta. Nu e, domne, este electronică, domne. Cum, domne, electronică? Da, domne, e undița electronică, n-ai auzit până acum. Au scos ăștia special pentru țările astea care și-au distrus bălțile, peștele, ecosistemul, toate nebuniile astea. Și asta o țin așa, că nu pot eu să scap de gest, înțelege, pentru pescari de ăștia înrăiți. Da, dar nu poluează, nu nimic, uită-te la ea, n-are fir, nu... Eco. Trecu ce-au scos ăștia. Da. Și stai cu ea așa, de nebun? Nu, de nebun, mă, tăticule, n-auzi că e electronică, ce cu țigara aia electronică, stai de nebun. Are ceva în ea, uite, are aici un buton, reglezi tu, înțelegi, și când vrei să ai acțiune și ceva, uite, vezi butonul ăsta? Înțelegi? E. Apeși pe el. Ia uite-l, ia uite-l, băi! Ia uite-l, băi, băiatul! Ia uite-l, băi! Da, bă, să duce, ai văzut cum a zburat și bambina și nu-l prinzi! Înțelegi? Băi, îl iau acum, nu, că îl iau, este nenorocire, știi? Bă, și adrenalina în timpul ăsta, în tot corpul, simți? Simți, te agiți, ca și cum te-ai luptat cu monstru, știi? Da, și apoi? Și apoi... Îți închipui că era mare, că era monstru, că l-ai prins, l-ai pupat în bot și i-ai dat drumul în apă. Mincinoșilor și mușcă, mușcă, trage, trage. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ce se aude, mă, frate? Dar cine să fie la ora asta, că e trecut de 10:30. Cine mai muncește, mă, la 10:30 seara în România? N-ar trebui să se audă nimic în afară de manele. Ah, cred că-s băieții de la Ministerul de Finanțe, da, iar umblă ei pe codul fiscal, dau cu ciocanul, mai modifică ceva pe acolo. Ar trebui să se introducă rubrică specială pe la știri. Cum e rubrica Meteo, să fie și una cu schimbările astea din domeniul fiscal. Ah, și să prezinte tot amantele politicienilor. Bună seara, să știți că avem cod galben la finanțe. În jurul prânzului se modifică baza de calcul a contribuțiilor, iar spre seară se vor modifica din nou, mai ales în zona de munte. Urmează sport. În 2017 s-a intervenit de peste 260 de ori. Antreprenorii se plâng că au pierdut șirul modificărilor, lucru care le zădărnicește eforturile de dezvoltare. Acum, Ministrul Finanțelor vrea un nou șir de consultări cu sindicatele și patronatele pe această temă, iar spre sfârșitul anului să avem un nou cod fiscal. Putem vorbi despre un cod fiscal modern și european în sensul cel mai bun. Ia uzi, anul trecut s-a intervenit pe codul fiscal de 261 de ori. Asta nici măcar țopăială fiscală nu mai e, cum îi spunea Iohannis. E deja un fel de sârbă, mă, de bătut, așa, e mai tare și decât dansul călușarilor. Și i-auzi una, i-auzi două, 269. Da, da, sigur că nu toate modificările sunt în sens rău sau greșit. Greșit e că nu suntem în stare să găsim odată o formulă decentă și să o ținem pe aia. Da, gata, gata. Ați văzut ce a zis domnul Teodorovici. La anul o să avem un cod fiscal european și modern în sensul cel mai bun. Dar de ce, coane? Ce sens are, mă? Unde ne grăbim? Și de ce european? Că n-au trecut decât 11 ani de la aderare. Lasă-mă că nu arde. Ați mai trecut și contribuțiile de colo-colo. În Europa nu se face așa. Ce ne-a venit acum? Ca să nu mai spun că până în 2019 s-ar putea să schimbăm și guvernul de vreo 3 ori, nu doar codul fiscal. Ziceam la început că ar trebui urmărite modificările ca la rubrica Meteo. Am greșit. Ar trebui un live textat, da, ca la sport, ca la meciuri. Minutul 24 iese Ionuț Mișa, intră Orlando Teodorovici. Minutul 38 iese Teodorovici, intră Darius Vâlcov. Minutul 40, modificare de scor în codul fiscal, dosarul cu șină trebuie să fie maro și nu albastru, cum s-a stabilit în minutul 10. Acum intrăm în minutul 42, legătura la Ilie Dobre. Da, deci în la Cupa Federației Internaționale de Handbal Feminin, rude, ce înseamnă formația... Nu, nu, că nu-i de râs, e de plâns. Uite, cam așa ceva e și la codul fiscal. La fel de coerent. Ia uite, avem aici tot ce ne trebuie. Sticul este, avem și stenogramele. Totul, beton, probe, filmări, DVD. Un nou dosar, beton. Condamnare scrie pe el. Ce să... Cum să vă spun eu, coleguților, suntem acoperiți, domnule. Avem aceste acte, sunt semnate, sunt ștampilate, sunt protocoale între noi, cei de la SRI, și dumneavoastră, procurorii. Protocoale care respectă toate legile în vigoare, toate convențiile internaționale, toate normele statului de drept și care ne permit nouă să acționăm. Să întreprindem. Să întreprindem, da. E o mare, mare diferență. Să întreprindem, deci, activități de interceptare, de ascultare, de scormonire, de răvășire în aria de interes și capacitate. Competență, competență, da? E o mare, mare diferență. Competență legate de siguranța națională. Vreți să vorbiți dumneavoastră? Că dacă vreți să vorbiți dumneavoastră, eu vă las. Nu, n-am nimic, n-am nimic, colegul, doar suntem parteneri egali în acest protocol de colaborare. Cooperare, e o mare diferență. Am înțeles. Nu, dacă vreți să vorbiți dumneavoastră, să luați cuvântul, să-mi spuneți. Domnule procuror Popescu, după cum am zis, suntem egali în acest parteneriat. Asociere, mare diferență. Mă rog, egali. Egali, deși sunt mari diferențe, domnule. Nu-i așa? Între oameni vorbesc. Unii sună noaptea, la ora 2, la Corinuța, după ce au zis acasă că mai au de lucrat la un dosărel. Parteneriat, asociere, ce mai contează? Important este că voi, pe procurori, nu vă controlează nimeni, să vă intre bine în cap. Nu există nici un amestec. Dacă am înțeles bine, da, până pe data de 15, da? Să vă trimitem dosarele la care lucrăm acum. Perfect. Perfect, domne, până pe 15 este perfect. O fi 16, nu moare nimeni, dar ideea e înainte să lucrați la ele, să vedem noi despre ce e vorba, știți? Ca să nu lucrați, domne, așa, iurea. Cum ziceam, nimic nu e mai important într-un stat de drept decât separarea puterilor și definirea clară a competențelor. Eforturile noastre, dragi colegi, împreunate... Conjugate, e o mare diferență. Eforturile noastre împreunate trebuie să fie puse în slujba interesului general. Să fie subordonate. Subsumate, mare diferență. Subordonate interesului public, binelui public. Pentru că nu e așa, spre asta tindem cu toții, ca societate, ca... Auziți, șef, da. Colegul, da. Cam în cât timp ne puteți trimite stenogramele alea? O, lasă-mă, Ionescule, lasă-mă, colegule, pentru că suntem foarte, foarte aglomerați. Ideea e așa, noi cât de repede putem le trimitem. Da, n-are niciun rost să vă mai dăm și audio. Direct, domne, transcrieri frumos, stenograme. Oricum, coleguțul, voi n-are sens să lucrați la dosar până atunci. Și o să vedeți voi în stenogramă clar pe ce să mergeți. O să facem și un rezumat așa, să nu vă stricați voi ochii cu mii de pagini, cu pac-pac, un rezumat, niște capete de acuzare, să nu vă mai stresați, că aveți și așa multe dosare, că na, e ban albă, facem cu dată, cu tot ce legi au fost încălcate, da? Ai venit, ai luat dosarul, te-ai dus cu el direct la judecător. înțelegi? Mandat de arestare e vorbită și acolo, am avut noi grijă. Păi dacă ajutăm, să știi că ajutăm. Apoi noi nu ne dăm înapoi de la nimic, de la muncă, nu. Mai ales când e vorba de țară, de țărișoara noastră, de România. Toate informațiile noastre la un loc. Coroborate, ar fi o mare diferență. Dumitrescu, săracul, nu s-a dus cu dosarul direct în instanță? Și i-am spus, are dreptate, i-am spus, parcă îl văd pe scaunul ăla stătea. Da, da, acolo unde stai tu. Așa stătea cum stai tu, coleguțu. I-am dat și bani de taxi și i-am zis, poftim, te oprești cu dosarul direct în instanță. Ce a făcut el? S-a dus el să verifice stenogramele, știi? Să caute probe, că poate că e nevinovat ăla, că el e procuror, el trebuie să caute adevărul. A, mă, poate e nevinovat, auzi, dar poate e vinovat. Săracul Dobrescu, ați văzut? Se droga. I-au găsit 2 kg de heroină în portbagaj. Hai că în 25 de ani scapă. Eliberează, se eliberează. Bă, Popescule, bă, bă, dar ești nesimțit. Bă, nu ți-am zis nimic, că ți-ai adus mașină din Germania cu bani, știm noi de la cine, da? Că ai moștenit 2 case de la o bunică moartă de 30 de ani, mă. Nu ți-am zis nimic că ai copiii la studii în Anglia. Bă, dar mai potolește-te, bă, las-o, dracu de... Ce naiba, mă, coleguțule, mă? Nu ne fac destul alții probleme nouă. Ne certăm noi între noi, mă, băieți. Haideți, salut pentru o colaborare cât mai bună. Haideți să mergem. Lasă, 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 lasă. Hai, hai frumos așa, da? Hai, altfel nu se ia nimeni de voi? Procurorii sunt independenți, da? După ce s-a văzut cu Iohannis, doamna Dăncilă a mers la Parlament, că a chemat-o opoziția să spună unde-s banii. A luat-o Raluca Turcan pe sus, da, i-a băgat un reflector în ochi. Unde-s banii din creșterea economică? Spune repede, spune tot, spune ce ai făcut cu ei. Viorico, Viorico, la ce coafor ai spart agoniseala acestei țărișoare? La care intră Viorica, mamă, și începe să tragă și ea. Vă mulțumesc pentru invitația de a da detalii despre creșterea economică record din anul 2017. Subliniez importanța pe care eu, personal, dar și colegii mei din guvern o arătăm Parlamentului. Invitația dumneavoastră este deosebit de importantă și utilă. Stați, mă, ce e asta? Că eu n-am văzut filmarea, dar... am zis că începe să tragă, să... dar văd că-i numai lapte și miere. Pentru mine, ca prim-ministru, criticile aduse guvernului de către opoziția parlamentară reprezintă un element foarte important în evaluarea activității guvernului. Nu ne considerăm infailibili. Opa! Opa! Ați auzit? Infailibili! Ce cuvânt e ăsta, doamnă? Ați băgat banii guvernului în meditații la română? A? Sau ați angajat vreun om care știe limba română și l-ați spus să vă scrie un discurs? Română și tactici de învăluire, se știe. Da, da, chiar am remarcat modul în care v-ați făcut intrarea, doamna Dăncilă. Mulțumim opoziției pentru invitație, vă respectăm, vă mulțumim. Nu ne considerăm infailibili. Ce vorbești? Mai avea puțin și propunea schimb de rețete de Paște cu opoziția. Doamna Turcan cred că era fiartă în sală, dar ce să facă? N-avea ce să mai facă, mă, a fost pregătit. Și doamna Dăncilă, da, a venit și a citit niște numere de pe foi. A turuit vreo 10 minute cu realizările și cu succesele guvernării. Că totul e bine, că oamenii au bani și așa mai departe. Pentru ea, convocarea asta a fost ca o minge ridicată la fileu. Zici că o chemase PSD-ul? Da, eu credeam că putem da dovadă de seriozitate în această instituție de la care oamenii așteaptă lucruri serioase și nu ironii sau lucruri urâte. Bă, uite, abia la final i-a dojenit pe cei din opoziție pentru 2-3 hăhăieli răzlețe. Și gata, asta a fost, serios, chiar pregătită doamna. Probabil că toată lumea se aștepta să dea din niște tocuri de alea de fier forjat cum are Olguța, dar nu. Viorica a stat cu minte, nu s-a aventurat dincolo de ce a primit pe foaie. Abia după ce a ieșit din sală s-a arătat mai iritată când a întrebat-o lumea de întâlnirea cu Iohannis de la Cotroceni. L-a somat să publice stenograma discuției. Klaus, dă-te prins. Sincer, sunt un pic uimită. Am văzut comunicatul domnului președinte. Eu sunt uimită de acel comunicat, dar nu vreau să fim în postura de a crede ceea ce a scris domnul președinte în comunicat sau ceea ce spun eu. Cred că cel mai bine ar fi ca domnul președinte să arate stenogramele întâlnirii și atunci ne-am edificat toți. Mamă, cum au sărit fetele pe domnul Klaus! Viorica mai calm, na, că e greu să o imiți pe Lia Olguța, no. La scandal, nu uitați că Olguța a făcut junioratul la PRM, tăticu, acolo a învățat meseria adevărată. N-ai cum să o, nu? Vicepreședintele CSM Codruț Solaru a declarat că dintre toate instituțiile din cadrul sistemului judiciar, Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspecția Judiciară, Parchetul General, dar și CSM au avut astfel de protocoale de colaborare cu Serviciul Român de Informații. Doamne, Doamne, Doamne. Ce? Nu. Mirelo! Mirelo, vino! Vino, dragă, încoa! Da, domn primar. Mirelo? Da. Ce mai faci tu? Domn primar, de asta m-ați chemat așa disperat? Dar ce, Mirelo? N-am voie să mă interesez și eu de starea sufletească a angajaților din primărie? N-am voie să verific moralul oamenilor de sub mine? Nu mai ziceți asta cu oamenii de sub dumneavoastră. Lumea aude, e rea, lumea interpretează. Eu am voie. Am voie, Mirelo. Am voie să mă interesez. Totul bine acasă? Ce aveți, domn primar? O ostenie de primăvară? Aveți și amețel ceva? Vi se tulbură și privirea? Da, auzi să vezi ce-ți tulbur eu privirea acum, dar ce aveți, mă, toți? L-am întrebat și pe Liviu, pe șofer dimineață. Bă, ce-ți fac copiii, mă? Și s-a uitat așa la mine, ci că, domn primar, ați gustat ceva pe stomacul gol la beș de dimineață, așa? I-am dat două capace. Da, da, totul merge bine acasă. Mama mai are niște probleme cu piciorul ăla al ei, că, ce? Na. Cu piciorul, mama, și l-a scântit pe ghețușul ăla asta iarnă, că v-am zis. Ce dracu vorbești acolo, Mira? Păi m-ați întrebat ce mai e pe acasă, iar eu v-am răspuns. Da, de-a ajuns, gata, am înțeles. Totul e bine, bravo, bravo. Asta e tot? Ce să fie? Păi mai aveți treabă cu mine? Mă, Mirelo, stai mă jos, mă, că mă și enervez, stai în capul meu, stai jos, te rog eu frumos. Mireluțo? Da, domn primar. Tu... te uiți așa la filme, la seriale, la telenovele, la... pierzi vremea așa, că știu că, da, caști gura la prostiile alea, nu? La... Da, domn primar, eu mai caș gura, că îmi place. Mireluțo, am o întrebare. Da, domn primar. Mă, ce ai zice tu dacă ți-aș spune că eu... am ceva pe suflet, știi exact, am filmele alea la care te uiți tu toată ziua, eu am ceva pe suflet, am ceva care mă macină, Mireluțo, ceva care îmi strică somnul, care mă face să în fiecare noapte nu mai pot și mă refugiez în alcool. Lăsați că dumneavoastră trageți de mai multe. Aveți de ceva vreme ceva pe suflet, am vrut să zic. Mirelo, tu ai văzut scandalul cu protocoalele astea la televizor? Le-am văzut, Doamne, iartă-mă, să fie acolo la ei, la București. Toma, asta e ideea. Că nu e numai la ei acolo la București, mă, Mireluțo. Cum adică, domn primar? Cum adică, domn primar? Cum adică? E, uite așa, gândește, of, m-am înconjurat, mă, nimic nu pot să vă zic, mă. Deci... exact. Exact, Mirelo, exact. Deci lucrați la DNA? Hai, mă, nu fi tâmpită, nu fi tâmpită. Haideți, domn primar, că fac și eu ce pot pentru comună. Ce? Avem protocol cu SRI-ul. Aoleu, unde? Unde? La mine în cap, Mirelo, la mine în cap. Ia 5 sertar. Doamne ferește, dar cum s-a întâmplat? Cum se întâmplă? Nu știi cum se întâmplă? L-am semnat cu domnul Maior. Păi de ce l-ați semnat? Păi ca să fie bine pentru comună, Mireluțo, să fie bine, să fim și noi acolo pe liste, să... când să-mi par banii, când știi cum e, am zis totul pentru comună. Ai, primarule, fă-o și pe asta, am semnat acolo și știi cum e. Păi dai un telefon, mai ai nevoie de ceva, suni pe cineva, ce să fac? Eu vă înțeleg, să știți, eu vă înțeleg. Ei, acum, dacă ăsta e singurul, asta e, cu toții greșim odată. Asta zic și eu, asta zic și eu, Mirelo. Bă, odată, o singură dată să se întâmplă, bă, e omenește, e numai cine nu muncește, nu greșește, așa, da, nu? Odată să știți că nici nu se pune. Așa e și la noi, la fete. Odată e ca niciodată. Asta zic, asta zic, mă, Mireluțu, așa îmi place că tu mă înțelegi, mă, și că, na, cu filmele alea ale tale și... Domn primar, da, aș putea să-l văd și eu? Ce? A! Protocolul cu SRI? Da, stai că l-am aici. Ăla e. Ce? Domn primar? Ce, Mirelo? Ăsta e protocolul cu SIE. Aoleu, stai că mereu încurcă astea. Ăsta e. Ăsta e ăla, singurul protocol pe care l-ați încheiat, nu? Da, ăla e. Și... mai e ăsta. Și... ăsta. Și ăsta. Și ăsta. Și... ăsta. Astea... astea sunt. Dar... 274 de bucăți sunt. Dar astea toate, decurg din ăsta, Mireluț. Ăsta e protocolul. Ăsta este de colaborare. Astea sunt cu totul altceva. Sunt de cooperare. Pentru cei care nu știu, între Morar și Kövesi este o ură sinceră și de lungă durată. Ură de-aia consolidată în timp, domne, betonată. Morar a lăsat-o grav în offside și acum pe Kövesi cu protocoalele. Morar spune că a primit protocolul acesta de la Kövesi, care era procuror general când Morar conducea DNA-ul, dar că el, Morar, atenție, le-a zis subalternilor din DNA, procurorilor deci, să ignore prevederile protocolului. Evaluarea mea la acel moment a fost că unele dintre prevederile protocolului adaugă și chiar încalcă dispoziții ale codului de procedură penală. Cu privire la aceste prevederi, dispoziția mea adresată procurorilor din subordine a fost de a le ignora. Neamorare, neamorare, stai nițel, bre! Numai un pic, că nu poți doar să bagi capul pe ușă și să arunci un rahat în ventilator. Vino un pic încoa, vino încoa, vino încoa, pentru că aici sunt mai multe probleme. Eu nu mă pricep, dar nici nu trebuie. E suficient să punem întrebările potrivite. Deci să vezi un protocol care, chiar tu zici, încalcă dispoziții din codul de procedură penală și să nu sesizezi pe nimeni, nu e ciudat? Ești procurorul șef al DNA și vezi o mare, o imensă ilegalitate, un document care încalcă legea și ce faci? Decizi să le spui subalternilor, băi, în legătură cu treaba aia, hai să ignorăm, da? Serios? Chiar vi se pare că ați acționat normal, domnule Morar? Uite, eu, ca opinia publică, așa, pot să spun după declarația dumneavoastră: uite mă, știa și ăsta. Dacă vorbea atunci, puteam să rezolvăm porcăria asta, să repunem democrația în drepturi. Dar el a preferat să nu spună nimic. Ați mers închis, nea Morar, pătăinuire, hă? Protocolul care a fost semnat în 2009 cu SRI a fost aplicat în DNA. Cu aprobarea procurorului șef al direcției s-a dispus multiplicarea. Când spuneți cu aprobarea procurorului șef al direcției, vă referiți la domnul Morar, deci cu aprobarea domnului Morar? Probabil au trecut 6 ani de la momentul la care dumnealui nu a mai deținut funcția de procuror șef al DNA și sunt câteva detalii pe care probabil nu și le amintește exact. E, abia ăsta e circ adevărat. Știți cum e? Exact, dar exact ca la Elena Udrea. Ce? Dar ce aveți cu mine? Că toată lumea făcea la fel. Nu mai arătați cu degetul doar în direcția mea. Asta e, suntem cu toții vinovați, deci nu e nimeni vinovat. Ori ne luați pe toți, ori ne dați liber tuturor. Nu e asta retorica infractorilor? Până la urmă, doamna Kövesi ne-a zis atât. Nu e colaborare, e cooperare, nu e mixtă, e comună și... Nu doar eu am folosit protocolul, ci și Morar. Abia asta e o mare lovitură dată luptei împotriva corupției. O lovitură de care se fac responsabili unii procurori și băieții din servicii. Că e vorba de Coldea, că e vorba de Maior și cine o mai fi participat la prostia asta. Maior e plecat, acum mare ambasador în Statele Unite, după ce s-a dus la Oprea acasă noaptea, după ce a făcut protocoale ciudate. Iar Coldea, ci că e tras pe linie moartă, deși e nevinovat. A? Nu miroase? Dar ce zic eu că miroase? Duhnește a rahat băgat sub preș. În ce mă privește, n-am solicitat niciodată încheierea unui protocol cu SRI, n-am semnat niciodată un protocol de colaborare, cooperare cu SRI. Eu am primit doar protocolul semnat de doamna Kövesi ca procuror general spre conformare. Lovitura, cum spuneam, este dată luptei împotriva corupției. Pentru că, evident, profitori cum îi știm, ticăloși cum îi știm, politicienii se vor agăța, se agață de aceste protocoale ca să spună: aha! Deci noi suntem nevinovați. Iată, iată, oameni buni, ăștia au lucrat în afara legii, deci noi, politicienii, suntem niște victime. Iar circul, culmea, pare că abia acum începe. Vine Codruț Solaru, procuror la bază, membru CSM, și zice senin ca o floricică: am primit corespondență cu entități din sistemul judiciar după cum urmează. Entități care au comunicat că au existat și există sau au fost denunțate cu astfel de protocole cu structuri de informații. Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație, Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspecția Judiciară și trebuie amintit faptul că și la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a fost încheiat un astfel de protocol, protocol care este denunțat din anul 2017. Protocol cu Înalta Curte de Casație și Justiție? Pentru ce? Hai cu procurorii, am văzut. N-am înțeles, dar am văzut. Echipe mixte, dosare, comun, cooperare, nu știu ce. Dar cu Înalta Curte? Nu, nu, nu mă plecați. Eu refuz să cred că judecătorii ar fi primit vreo directivă. Dacă apar dovezi și în sensul ăsta, e clar. E clar, tăticu. Înseamnă că e un dezastru total. Înseamnă că suntem mult mai departe decât credeam de democrație. De asemenea, există protocol cu Inspecția Judiciară. Ce e în acel protocol? Doamne, apără și păzește! Cum spuneam, circul abia acum începe. Și te uiți la toată nebunia asta și nici nu mai știi: serviciile sau clasa asta politică idiotă? Care a fost cel mai mare rău al României în ultimii 30 de ani? Bă, luptă strânsă, nu așa? Numai aici nu credeam că se va ajunge. Să se dea, domne, stenogramele discuției de la Cotroceni. Olguța se plânge că Iohannis deturnează atenția, dar ea a făcut turul televiziunilor vorbind despre asta. E, cam ce spune asta despre tine? Da! Doamna Dăncilă chiar a solicitat ca să se pună la dispoziția presei această stenogramă cu convorbirea pe care am avut-o la Cotroceni. Ce stenograme, tată? Nici o stenogramă. Să se dea video, domne, să se dea caseta. Facem noi analize frumos, vine în studio maestrul Cristoiu. Păi da, video, frate. Cine mai stă acum să citească atâta text? Clipurile merg mai bine și pe Facebook. Ah, chiar, să le dăm idei. Băgați reclame. Da, mai scoateți un ban cinstit. Mega tare ideea. Uite, cu protocoalele, să fie tipărite. Nu le dai, domne, moca pe net. Tipărite, frate, ca un ziar și cu reclame înăuntru. Faci bani de niște pensii. La fel acum cu material video de la Cotroceni. Pac, sparge acolo, pauză publicitară, frumos. Când e momentul ăla mai la punctul culminant, țac, publicitate, alți bani. Să fie și un post TV Chiar și TVR se poate transforma în asta la cum a ajuns și să se dea numai chestii desecretizate, mă, numai demențe de-astea cu SRI, să se dea înregistrări cu oamenii, dar să se ia bani. Eu nu pot să îmi permit să spun despre cineva că minte, dar lucrurile nu au stat așa cum este în comunicat. Doamna ministru Olguța Vasilescu a făcut declarații referitoare la acest aspect. Nu-mi permit eu să-l fac mincinos pe președinte, dar dacă ar fi să-mi permit, aș zice așa. Este cel mai ordinar mincinos din câți am cunoscut. Pe bune, așa sună ce ați spus, doamnă. Și cam așa sună tot ce spun cei care o ard foarte ipocrit. Da, nu sunt eu omul care să zică, dar acum că tot m-ați întrebat, aș spune că după care încep să toarne. Oricum, până să tipărească stenogramele, cred că doamna Olguța ar face bine să tipărească niște bani, că angajații din sănătate nu glumesc, chiar vor ieși în stradă săptămâna viitoare. Nu, doamna Olguța, nu, în bani nu puteți să puneți reclamă, nu. Îi faceți și îi dați la oameni să nu vină peste dumneavoastră să vă dea cu revoluția fiscală peste bot. Țup. 210, probă de microfon. E bine. Ce vă uitați așa, oameni buni? N-ați mai văzut niciodată un iepuraș cu ouăle lui de Paște în care sunt ascunse microfoane? Nu? N-ați mai văzut niciodată? E, uite că vedeți acum. M-au pus ăștia să bag microfoane și camere peste tot anul ăsta. Deci dacă stați la masă și vedeți o albină care zumzăie suspect de aproape când vorbiți la telefon, nu e o albină. Este o dronă de supraveghere. Dacă vedeți-o la alea că face microfonie când treceți pe lângă ea, nu e o lalea. E un dispozitiv de supraveghere. Dacă ăia mici primesc un nou de ciocolată și surpriza din noul de ciocolată este un procuror mic de asamblat, atunci ascultați ce zice procurorul acela, că altfel vă prind ăștia cu obstrucționarea justiției. Da, cum m-au prins pe mine. Credeți că mie îmi place să țopăi prin casele oamenilor să le verific ouăle din frigider? Nu-mi place, dar m-au prins ăștia într-o zi. Eram cu doamna la pădure și noi ca... iepuream, când țuști sare procurorul din tufiș. Ce faceți, mă, aici? Iap, expunere indecentă, deranjarea ordinii publice, obscenitate. I-am zis, domnul procuror, suntem animale, atât ne duce mintea. El nimic, 1000 de ani de pușcărie cu Borcea în celulă să te înveți minte. Sau, zice nenea procurorul, mai există o variantă. Ce variantă? Semnăm un protocol de colaborare între instituțiile noastre. Tu ne ajuți pe noi, noi te ajutăm pe mine. Facem să fie bine. Și uite așa m-au prins, oameni buni. Instituția iepurașului de Paște a trebuit să semneze un protocol ultrasecret cu SRI, cu DNA și cu cine mai vreți dumneavoastră, că nu stă nimeni să citească tot ce semnează. Era și mic scrisul acolo ca în contractele alea cu banca. Și că m-au băgat pe mine în protocol, nu-i nimic. Să vedeți pe cine au mai băgat. Pe Moș Crăciun. Da, l-au prins că mergea cu Sania sub influența băuturilor alcoolice. L-au băgat în protocol. Și Moș Crăciun e barosan, îl știți, că el are toate listele alea cu toți copiii care au fost cuminți și aia care n-au fost cuminți și are toate scrisorile alea cu mărturisiri, intră direct în case la oameni și poate să planteze ce vreți voi, probe, microfoane, camere... L-au mai băgat pe Moș Ene, care trece pe la gene. Pe Moș Ene l-au prins că vindea somnifere fără autorizație. L-au băgat în protocol. Acum trece Moș Ene pe la gene și mai întreabă și el una alta și oamenii vorbesc în somn. Unii doar sforă, dar cei mai mulți ciripesc tot ce fac. Și uite așa au mai strâns niște probe. Mai este în protocol zâna măseluță. Asta bagă microfoane în loc de dinți. Cum îi cade un dințișor cuiva, cum vine zâna măseluță și hop, bagă un microfon în loc. Și Bau-Bau e în protocol, da. El e foarte eficient. După ce îl sperii pe om, devine foarte cooperant. ce să mai... Toată lumea e în protocolul ăsta secret de care știu toți. Păi avem așa, motanul încălțat pe banii contribuabililor, Alba ca zăpada și cei 7 pitiși turnători, Făt frumos cu epoleți, Scufița roșie în carnetul de partid. Ce să mai... Eu nu cred că mai e cineva pe lumea asta care să nu fie băgat în protocolul de cooperare. Și ați zice că e bine să fie protocol de cooperare, că tocmai de-aia îi zice cooperare, nu? Să fie cooperare, să fie bine la toată lumea. Păi credeți că e bine la toată lumea? Nu, nu e bine la toată lumea. E bine numai la cine trebuie să fie bine. Noi restul ne luăm doar o-o. Da, doar o-o în cap din cooperare. Ca să nu mai zicem de populație care și-o ia doar pe coaja de la ouă. Dar asta e viața. Ce putem să facem? Mergem înainte, că înainte era mai bine. Termin și eu misiunea asta cu Paștele și după aia mă așteaptă altă misiune. 2 luni trebuie să mă deghizez în trofeu de vânătoare în casă la domnul Țiriac, că prea și-a luat o cică în cap, a început să vorbească de corupție ca un nebun. Vă salută iepurașul, Paște fericit! Și nu uitați, în cazul în care cozonacul începe să vorbească, dați-i cu ceva în cap fraierului. Ai bă, că până la urmă ați mermelit-o, ați amestecat-o, ați înnebunit-o, gata. Iar sunteți în vorba aia. Da, cu voi ăștia de la putere vorbesc. Incredibil. Au anunțat acum câteva zile: bă, dăm salariile, dăm pensiile înainte, acum să aibă oamenii de Paște. E, după 3 zile sunt în situația în care mai au oamenii puțin și ies în stradă de nervi. Așa cum știți, am decis să plătim salariile înainte de Paști. De aceea vă rog, domnilor miniștri, să ieșiți, să clarificați de urgență aceste lucruri, pentru că trebuie să avem o informare corectă a cetățenilor. Intenția noastră a fost o intenție bună în prag de sărbători și cred că nu este normal să apară astfel de situații. A? Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Măcar voi știți ce ați făcut? Doamne, Doamne, sunteți incredibil de talentați la chestia asta, să vă faceți de râs. Pare că ăsta e scopul vostru, să vă faceți de baftă. Cred că așa alegeți temele de care vă ocupați apoi. Băi, dacă spun asta, mă fac de râs? Cât de tare? Maxim? Adică se tăvălesc oamenii de râs? Bun, senzațional! Atunci asta voi spune, asta voi face. A fost și o eroare de comunicare de la guvern. Nu, nu, doamna prim-ministru a spus foarte clar, toți bugetarii, în sensul că toți cei care au solicitat ca și instituții la Ministerul de Finanțe să-și plătească anticipat în sensul acesta. Că nu poți să obligi un minister dacă ministerul referit nu dorește, nu poți să forțezi să dea bani înainte. Aha, deci ideea e că doamna premier a vrut, dar au zis ministerele: nu dăm, frate, niciun ban, nu plătim nimic, dă-i încolo. Asta ai vrut să zici, Orlando? Mă rog, nu trebuie să înțelegem noi, dar măcar tu să înțelegi ce ai vrut să zici, meștere. Poate ar fi bine, ca să vedeți că în România orice face și vrei să faci bine, tot timpul e cineva care găsește o critică. Ca așa este la noi în România, unul face, altul desfac, sau ce desfac. Da, domne, da, ai dreptate. Oamenii, mă, Orlando, oamenii nerecunoscători, bă, fără d-ăsta, obraznici, nesimțiți, ce să mai... Nu vă merită oamenii. Tu vrei să faci bine, că te-am văzut, nea, Orlando, da, ești un tip ok, te zbați, muncești până noaptea, că abia mai ai vreme să mergi și tu într-un club să te distrezi. Și ei tot să-ți facă rău, mă, tot să te muște de fund. Apropo de fund, ați încercat acolo la guvern să gândiți și cu o altă parte a corpului? Uite, am înțeles, există studii serioase pe tema asta, că o treabă foarte bună când vine vorba de gândire se poate face folosind capul. Da, ci că există în cap o chestie care se numește creier. Mă, pus la treabă, antrenat, ci că face minuni, pe bune. Ar trebui să încercați și voi acolo la guvern, o să fiți surprinși. Și acum, cireașa de pe tort. Mă rog, mai potrivit ar fi bomboana de pe colivă, pentru că e vorba de o instituție răposată. Deci peste tot în sistemul public sunt probleme, nu se pot da banii acum, bă, dar se dau la un minister care nu mai există. Cât de tare e asta? A, am înțeles de la un telespectator că la Ministerul Culturii s-ar fi dat, dar n-au fost gata hârtiile la timp. Adică unde s-ar fi putut, intervine birocrația. Mă gândeam așa, câți n-or fi care își primesc bani de la stat, salariu, frate, dar care nu mai muncesc pe la guvern sau pe la parlament de ani de zile? Cred că așa e la noi. Bă, ai intrat în baza de date, nu te mai scoate nici dracu de acolo. E ca la SRI, ai intrat, ești pe viață, bă, nu poți să mai ieși. Sau ca la TVR, că și aici am înțeles că primesc bani unii care nici nu dau prin instituție. S-a desfințat ministerul, s-a dărâmat și clădirea, s-a pus porumb, nu contează. Te avem în baza de date, pe 15 ale lunii primești cașcavalul.